Dragi telespectatori, bine v-am găsit! Din nefericire, copiii din România cunosc puține despre abuzurile sexuale și ezită în a le raporta. De exemplu, ar trebui să știe cum definim și cum recunoaștem astfel de abuz, cum poate fi prevenită agresiunea sexuală și cât de necesară este educația sexuală în școli, ce trebuie să faci în cazul unui abuz sexual și cui să te adresezi pentru ajutor. Discutăm despre toate acestea imediat. Vă invit să rămâneți alături de noi, în direct, aici în emisiunea Oamenii și Legea. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi pentru că veți afla sfaturi juridice practice, recomandări și răspunsuri la întrebările adresate prin scrisori, mesaje la numărul de WhatsApp 0728754133, precum și la adresa de mail oamenisilegea@tvr.ro. De asemenea, ne puteți suna la telefonul telespectatorului 0734449399. Este important să știți că vom răspunde doar la întrebări care nu au legătură cu dosare aflate pe rolul instanțelor de judecată. Dragi telespectatori, și astăzi Oamenii și Legea va fi sursa dumneavoastră de informare. Așa cum ați aflat deja, tema pe care o vom dezbate vizează abuzul sexual și exploatarea sexuală a copiilor. Și pentru asta am invitat-o alături de mine pe doamna Corina Voicu, judecător. Doamna judecător, bine ați venit, revenit în emisiunea Oamenii și Legea. Bine v-am găsit! M-am gândit foarte mult atunci când am ales această temă, pentru că dumneavoastră ați judecat foarte mulți ani dosare penale. Spuneți-mi, ați avut de-a lungul anilor și astfel de obiecte juridice, astfel de spețe? Sigur că da, am avut dosare penale cu copii abuzați sexual și cu copii exploatați sexual în traficul de persoane. Este o temă sensibilă, o temă care în mod evident are, eu știu, niște zone despre care se vorbește cu dificultate. Din păcate însă există copii abuzați de la vârste foarte mici, mai mici decât ne imaginăm, inclusiv bebeluși abuzați sexual, copii abuzați de proprii părinți, ceea ce este foarte grav, sau de bunici, sau de unchi, sau de persoane aflate în anturajul foarte apropiat al copilului. De aceea cred că trebuie să vorbim pentru acei copii care simt că se află într-o capcană, că nu pot ieși de acolo, că nu se pot apăra de proprii părinți, că nimeni nu le sare în ajutor. Trebuie să le spunem că ei pot să sesizeze aceste lucruri singuri, fără să fie nevoie să fie însoțiți de părinți, că trebuie să ceară ajutor unei persoane de încredere cu care să meargă împreună la poliție, dacă poliția nu este acolo în sat, sau să găsească un moment în care să ajungă la poliție. Da. Pentru că mă gândesc, în orașe, sigur, secțiile de poliție în principiu sunt mai accesibile, însă sunt sate în care nu ai un sediu al unei secții de poliție. Poate că trece pe acolo un polițist din când în când, dar copilul nu are acces, nu poate să se întâlnească cu respectivul polițist să-i povestească. Și atunci trebuie să ajungă să povestească cuiva, și atenție, de multe ori, din păcate, în situațiile în care copiii sunt abuzați în familie, nici ceilalți membri ai familiei nu sunt cu adevărat de suport. Problema și e, vor încerca, da, posibil să ascundă abuzul. Da, problema pe care o pun eu acum și pe care cu siguranță mulți dintre noi o ridicăm, are curaj un copil de 10 ani, 12 ani, de cei mici, ce să mă mai gândesc, să raporteze un abuz? Poate nici nu știe exact ce are de făcut. Din păcate, nu. Asta spun toate cazurile practice, asta spun statisticile, abuzurile sexuale asupra copiilor, chiar dacă ele încep timpuriu, sunt raportate foarte târziu. De obicei, în perioada în care copiii ajung la adolescență și încep să discute despre aspecte legate de sexualitate cu alți copii, își dau seama că ce li se întâmplă lor nu este un lucru normal,
iau feedback-ul de la copiii cu care discută, de la adolescenții cu care discută, de la colegi, de la prieteni și își dau seama că tot timpul au fost abuzați, că tot timpul a fost ceva în neregulă în viața lor, în relația lor cu părintele abuziv sau cu ruda abuzivă sau chiar cu un vecin abuziv. Și aceste devaluări vin destul de târziu. De aceea este foarte important ca profesioniștii să-i creadă pe acești copii. Nu are nicio importanță intervalul de timp care s-a scurs de la data la care au intervenit primele fapte de abuz. Sunt copii care nu povestesc niciodată. Sunt copii care povestesc poate în viața de adult abia atunci când împotriva aceluiași agresor se instrumentează un dosar penal și faptele ies la suprafață printr-o agresiune, să spunem, asupra nepoților, deși el și-a agresat și fiicele, și-a agresat și nepoatele. Și abia atunci, fiind întrebați, fiind acești foști copii abuzați, da, deveniți adulți, ajung să povestească despre ce li s-a întâmplat. Păi mă uitam, doamna judecător, că s-a făcut un sondaj în anul 2020 și în urma acestui sondaj rezultă așa că 80% dintre copii au spus că au vorbit cu părinții lor despre abuzurile sexuale la care pot fi expuși, că părinții i-au învățat abia după vârsta de 11 ani. O treime dintre ei au răspuns că s-au informat de pe internet, inclusiv de inclusiv site-uri care distribuie pornografie. Un copil din 7 din mass media. De asemenea, dacă au fost întrebați dacă ar fi victima unui abuz, ce ar face? Doar 3 din 5 copii spun că ar vorbi cu părinții, unul din 2 ar anunța poliția, doar unul din 5 copii ar suna serviciile sociale care se ocupă de protecția copiilor. Deci rezultă în mod evident că totuși copiii nu cunosc toate formele de abuz, mai ales când vorbim de abuzul sexual, nu știu exact cum să iasă din situația asta gravă. Copiii nu sunt capabili să recunoască de la început formele de abuz pentru că abuzatorul de obicei gradează felul în care intervine în viața copilului. Începe cu o serie de mângâieri, îi explică copilului că sunt chestii normale în relația părinte-copil sau, eu știu, în relația unchi-copil sau bunic-copil. Și de aceea copilul cumva nu înțelege că ceea ce se întâmplă nu este în regulă. El are niște semnale și de aceea încurajez pe toți copiii că atunci când li se pare că o mângâiere nu le face bine, este un semnal pe care organismul îl transmite în mod firesc în legătură cu o mângâiere care nu este normală. Una este să ții în brațe copilul, da, și să îl mângâi cum este bine să ne mângâiem copiii, este sănătos să ne mângâiem copiii, și alta este să mângâi copilul în zona sânilor și în zona organelor sexuale. Să ții copilul în brațe este firesc pentru un părinte, pentru un bunic, pentru un unchi, însă este nefiresc ca în timpul în care ții copilul în brațe să simți că este, că adultul se excită, da? Că se mișcă într-un anume fel, că obligă pe copil să se miște într-un anume fel în brațele lui. Da. Sunt lucruri care nu, care transmit de fapt către organismul copilului niște semnale. Ei simt o stare de disconfort, încearcă să iasă, să plece din situația respectivă. De altfel, încearcă să coboare din brațele abuzatorului respectiv, încearcă să evite să se întâlnească cu el. Copiii ajung să se îmbrace cu mai multe rânduri de haine și când vom vedea chestia aceasta în declarația unui copil, că m-am îmbrăcat cu cât mai multe haine în așa fel încât să poate că încercând să mă dezbrace de toate ajungea să renunțe. Lucrurile astea sunt elemente de mare veridicitate în declarația copilului. Deci copilul simte cumva că ceea ce se întâmplă nu este în regulă. Nu poate să spună lucrurilor pe nume. Nu poate întotdeauna să definească că este vorba despre un abuz. Dar ori de câte ori copiii simt că ceva nu este în regulă în felul în care sunt mângâiați, în felul în care sunt ținuți în brațe, în felul în care se comportă în pat un părinte cu care doarme, dacă părintele respectiv se masturbează sau, eu știu, face tot felul de gesturi care nu sunt normale în relația dintre copil și părinte,
E important ca acest copil să ceară ajutorul. Dacă nu are un polițist în apropiere, nu are cui să spună lucrul ăsta, pentru că se poate să fie într-un sat, poate izolat, în momentul în care ajunge la școală, să spună învățătorului, să spună unui profesor de încredere. Dacă au psiholog școlar, minunat, dar greu. În multe școli nu există psiholog școlar, consilier școlar, o persoană de suport. Și pe de altă parte, doamna judecător, dragi telespectatori, copiii aflați în pericol pot cere ajutor la 119 pentru cazurile anunțate, care vor necesita, așa cum se știe, intervenția poliției sau serviciilor medicale, iar operatorii vor contacta serviciul de urgență 112 sau să sune direct la 112, nu? Și mai avem un telefon al copilului, 116-111. Mă gândeam acum, doamna judecător, de ce totuși celălalt părinte care sesizează astfel de comportamente ale părintelui agresor, de ce nu raportează cazul? Că de multe ori acoperă sau, nu știu, se face că nu vede, este foarte grav ce atitudine. Sunt foarte manifestă. Multe tipuri de circumstanțe care îl fac pe partenerul agresorului să tacă. Începând de la dependența economică, financiară față de agresor, fie că locuiesc în casa agresorului, fie că agresorul realizează venituri, fie că există un tip de dependență afectivă față de agresor, îl iubește pur și simplu pe agresor, nu-l vrea la închisoare. Chiar dacă este mama copilului abuzat, este rușine cu lucrul acesta, este la rândul ei abuzată fizic, sexual, psihologic și așa mai departe. Fie sunt părinți incapabili să recunoască abuzul, care pur și simplu nu-l cred pe copil. Da? Și atunci spun, da, e o aberație. Și cu toții, dacă ne uităm la situația, nu știm cu toții abuzatori sexuali, dar am auzit probabil despre abuzatori sexuali care desfășoară diverse activități. Avem tendința de a nu crede că integral adevărat ce spune copilul. Și este foarte dificil pentru un copil care încearcă să devoaleze abuzul sexual față de cineva din familie, atunci când este descurajat, când nu este susținut, când îi se spune să tacă, când îi se spune că e rușine, când îi se spune că o să-i facă de râs, când o să-i spună că o să fie luat la protecția copilului. Deci există tot felul de spaime legate de intervenția organelor judiciare atunci când se dezvăluie un astfel de abuz sexual într-o familie. Iar, v-am spus, foarte mulți din familie încearcă și ei se află de altfel într-un conflict de interese, încearcă să taseze copilul, să facă să nu mai povestească nimănui despre lucrul acesta pentru a conserva ceea ce au impresia că au, felul lor de a trăi. Li se pare că tot ceea ce ar urma ar fi mai greu, mai riscant decât ceea ce au în prezent. Dar spuneți-mi, părintele care observă, sesizează astfel de comportamente din partea agresorului, părintelui agresor, este tras la răspundere penală, răspunde pentru că a știut și nu a mers să reclame la poliție? Uneori da, uneori nu. Au fost situații în care mamele copiilor, eu știu, persoanele care au știut din familie, bunicile, chiar o situație pe care o știu, a unei a surioarei mai mari, care la rândul ei fusese abuzată, dar între timp își găsea un concubin și concubinul ei a abuzat-o pe sora mai mică. A fost trimisă în judecată această soră mai mare. Deci uneori sunt trimiși în judecată atunci când lucrurile se leagă suficient de bine pentru o acuzație de tip penal. Practic intră în zona de complicitate, dacă vreți. Da. Dacă nu este vorba, desigur, despre agresiuni sexuale săvârșite chiar de către persoanele de sex feminin, pentru că sunt rarissime aceste cazuri, dar există și astfel de cazuri în care, de exemplu, mamele își exploatează sexual copiii sau chiar îi agresează sexual ele personal pentru a filma aceste lucruri și a le furniza mai departe, sau frați, surori care
eu știu, bunici, s-am întâlnit mai rar bunicile, care agresează sexual, ating copii în zone intime, fac inclusiv acte de penetrare cu degetul sau, eu știu, alte acte de mângâiere cu conotații sexuale explicite, pe care le filmează pentru a le oferi ca satisfacție agresorilor sexuali care și le pun să facă și acest material. Lucru. Au fost situații în care mama a stat în pat împreună cu fiica de 11-12 ani și tatăl, adevărat tatăl natural, tatăl dintr-o familie închegată, făcea același lucru și mamei și fiicei, acel tip de menaj a trois. Evident că acolo este vorba despre o complicitate, însă sunt situații la limită în care sunt folosiți ca martori. O să mergem într-o scurtă pauză de publicitate, doamna judecător, pentru că, într-adevăr, ceea ce relatați este purul, de fapt e realitatea cu care ne confruntăm, din păcate, și trebuie să o cunoaștem și să luăm atitudine atunci când trebuie. Scurtă pauză de publicitate și revenim. Am revenit, dragi telespectatori, o temă foarte importantă. M-aș bucura mult cei care ne-ați ascultat și vă găsiți într-o situație atât de cum să zic, spun, gravă, sau cunoașteți, de fapt, cunoașteți cazuri de abuz sexual, dacă aveți curaj, intrați în legătură telefonică cu noi, pentru că nu trebuie să vă furnizați identitatea. Important este să aflați de la un judecător care a judecat cazuri de-a lungul anilor și cu acest obiect juridic, detalii, nu știu, pe care ar trebui să le cunoaștem raportat la educația juridică a cetățeanului, că de fapt aici vreau să ajung. Tot ce facem nu vizează o consultanță juridică, vizează educația juridică a cetățeanului, o precizare iarăși foarte importantă. Aș vrea să vă mai spun, dragi telespectatori, că infracțiunile contra libertății și integrității sexuale la care sunt expuși minorii sunt violul, agresiunea sexuală, actul sexual cu un minor, coruperea sexuală a minorilor, racolarea minorilor în scopuri sexuale, hărțuirea sexuală. Sunt infracțiuni pe care le întâlnim, cred că zilnic, dacă ne uităm în practica judiciară și ce mai ascultăm la televizor de multe ori. Sunt destul de multe, m-aș gândi și la folosirea prostituției infantile, sigur, pornografia infantilă, care în primă etapă înseamnă abuzarea unui copil și apoi, înregistrarea și consumarea de material pornografic cu copii, care, repet, este infracțiune ori de câte ori accesăm un astfel de film, un astfel de material de tip pornografic care prezintă copii desfășurând acte sexuale sau acte cu conotații sexuale, dar și atunci când ne uităm la filme în care actorii pot fi adulți, dar simulează faptul că sunt copii, fie prin constituția lor similară constituției fizice a unui copil, fie prin alte tipuri de sugestii din care rezultă că ar fi vorba acolo despre un copil. Este infracțiune chiar dacă în cod veți găsi fără drept, cu drept înseamnă accesarea doar de către acele persoane care fac o investigație penală, un tip de cercetare științifică, nu despre o persoană care este curioasă. Da? Da. Mă uitam așa în codul penal, spre exemplu, dacă m-aș raporta la viol, doamna judecător, ați judecat cazuri de viol? Am judecat cazuri de viol, inclusiv ce pedepse violuri asupra copiilor. Da, mai ales la raporta la minori. Pentru că pedepsele, e adevărat, sunt în contextul în care aș putea să decid eu, nu știu, să am o putere așa legislativă. Am văzut, este un proiect de lege și sper că acele pedepse care sunt prevăzute în proiectul de lege să
să treacă, înțelesesem de la dumneavoastră că este important să ne apropiem de definiția corectă, reală a violului, așa cum ne cere și Convenția de la Istanbul, care nu mai presupune constrângerea fizică sau morală, ci este vorba despre actul sexual neconsimțit. Pentru că am rămas, dacă vreți, sub aspectul reglementării, m-am uitat chiar ieri pe modificările pe care le-a făcut Republica Moldova în legislație, da, și care definește violul ca fiind actul sexual neconsimțit. Sigur, proiectul care este acum în Parlament sper să rezolve problema actului sexual cu un minor, care la momentul acesta, astfel cum este reglementat, presupune posibilitatea teoretică de a exista act sexual cu un minor și la vârste destul de mici, ceea ce este, din punctul meu de vedere, o rușine ca țară democratică. Nu înțelegem că un copil de 13, de 14 ani, de 11 ani nu are cum să-și exprime niciodată un consimțământ la un act sexual. Avem și condamnări CEDO în sensul acesta. Foarte multe, chiar. Foarte multe. Sper să se rezolve prin acest proiect de act normativ, însă, v-am spus, proiectul de act normativ în sine nu schimbă definiția violului, introduce violul asupra minorilor, dar nu schimbă în sine definiția violului, care înseamnă și definiția violului în ce privește persoana adultă victimă. Da, da, da. Vă opresc puțin că avem un telefon. Alo? Alo, bună ziua! Bună ziua! Cine sunteți și de unde ne sunați? Aș prefera să fiu foarte sunat pe numele, să vreau să respectăm așa, dar de unde ne sunați? De unde ne sunați? Din București. București. Așa, spuneți-ne ce problemă aveți. Vreau să știu dacă puteți să-mi spuneți ce presupune metoda la verbal. Sunt îngrijorată de la în școală, de fapt, în sensul nu se poate să poate deloc așa ceva. Aș vrea să nu prea înțelegem ce spuneți, dar am înțeles că vreți să cunoașteți prea multe, câteva date cu privire la metoda la Vârboi. Da. Da? Da. Nu se auzea clar. Așa. Da. Metoda la Vârboi este metoda prin care un proxenet, un traficant de persoane, determină o victimă să se îndrăgostească de el, oferindu-i tot felul de, eu știu, atenții, suport, plimbări cu mașina, eventual un standard de viață un pic mai mare decât cel pe care îl are, sau pur și simplu profitând de sentimentele pe care victima le are față de el, pe care apoi o duce, evident nu are nici un moment dorința de a avea o relație pe termen lung cu persoana respectivă, o subjugă sub aspect afectiv, da, întreține relații sexuale cu ea, după care devoalează o așa zisă nevoie sau așa zise probleme pe care le are și care nevoie să acopere, nu știu, niște împrumuturi sau să facă o casă sau să plătească o datorie sau tot felul de argumente pe care le aduce, în care e nevoie ca victima să-l ajute cu bani. Da, și da, cum da. Să-l ajute cu bani, unde se câștigă repede bani, din prostituție. Și atunci forțează victima în sensul că ea este deja capabilă, ea e captivă, este dependentă afectiv, da? O determină să se prostitueze în favoarea lui. Câștigând și luându-i victimei toți acești bani, evident, ulterior victima este dusă într-o rețea de trafic, este vândută ulterior și așa mai departe. Dar începe, deci intrarea în situația de victimă a traficului de persoane începe prin această îndrăgostire față de proxenet, față de traficantul de persoane. De aceea trebuie să fiți foarte atenți, mai ales fetele, adolescentele, fiți foarte atente. Nu toate persoanele care se poartă frumos cu voi
chiar vă doresc binele. Nu toate persoanele care accelerează o relație de tip sexual vă doresc binele. Ori de câte ori aveți impresia că ceva nu este în regulă, vorbiți cu părinții, întoarceți-vă la familia de bază, pentru că acolo veți primi suport. Dacă cineva vă va cere să câștigați bani pentru el întreținând relații sexuale cu alte persoane sau filmându-vă sau trimițând nuduri sau făcând tot felul de lucruri cu conotații sexuale, acela nu este un om care vă iubește. Aș vrea să-i mulțumesc spectatoarei noastre. Mai voia să ne întrebați ceva? Eu cred că doamna... Vă auzim foarte, foarte slab. Sper că răspunsul dat de doamna judecător va deschis așa, cum se spune, orizontul către un... Da? Mă auziți? Da, vă aud. Uite, acum se aude mai bine. Nu știu dacă pot să spun acum mare atenție la relațiile, eu știu, așa zisele relații care se creează cu persoane pe care le descoperă pe internet, persoane care le accesează, uneori sunt persoane adulte care caută copii vulnerabili. Evident, se uită pe ce postează ei pe Instagram, pe TikTok, pe Facebook și așa mai departe, ce rețele de socializare folosesc. Și cred că nu e o problemă că folosim numele acestor rețele, pentru că, din păcate, nu există pârghii prin care să împiedice transmiterea de material cu conținut intim, pornografic, cu nuditate și așa mai departe în rețelele lor. Și cred că aici... toți legiuitorul român, sigur, în primul rând trebuie să reglementeze responsabilitatea furnizorilor de internet în legătură cu tipul de postări care circulă prin canalele de internet respective și să blocheze tot ce înseamnă pornografie infantilă și nud, mai ales nud de copil, da? Și apoi, sigur, acești deținători, moderatori, administratori de rețele de socializare care nu au niciun fel de pârghii veritabile, da, de control asupra conținutului care circulă. Nu mai vorbim și de, eu știu, alte rețele care sunt mai criptate decât acestea. Vreau să-i mulțumesc spectatorii noastre care ne-a deschis discuția cu privire la această metodă care, din păcate, există mai ales în lumea școlilor, da, liceelor, unde foarte ușor pot să determine tinerele să cadă în plasa acestor agresori sexuali. Aș vrea să transmit un mesaj copiilor. Dragi copii, nu trimiteți nuduri nimănui. Știu că este o modă. Nu trimiteți nuduri. Cine vă iubește, vă iubește fără să dețină fotografii nud cu voi. Odată trimisă o fotografie, ea va putea fi folosită apoi ca răzbunare de tip porn revenge, da? Relația respectivă, dacă se va termina, acele nuduri vor circula între alți copii, către adulți, pe toate rețelele și odată trimisă această poză cuiva sau odată postată pe rețea de socializare, ea va fi multiplicată de foarte multe ori și este foarte greu să scăpați sau să fie ștearsă cu adevărat. Atenție la conturile celor cu care vorbiți. Da, au fost situații în care fetițele s-au îndrăgostit. Este un bărbat condamnat recent, deci anul trecut, care își lua diverse identități, fie Denis, dacă vorbea cu fete, fie, eu știu, nume de fetiță, dacă vorbea cu băieți, în funcție de preocupările copilului, intra în relație cu copiii respectivi, îi punea să-și facă, de exemplu, diverse tipuri de atingeri sau să întrețină acte sexuale cu ei înșiși, pe care le trimiteau înregistrate acestui individ. Iată o altă zonă în care noi nu avem o incriminare, îndemnarea unui copil de a-și face lui personal acte de natură sexuală, da? Sau atingeri de natură sexuală, asta nu este incriminat, din păcate, la noi. Sigur, în momentul în care îl șantajează cu acele imagini, este o altă poveste, este șantaj. Exact. Dar faptul că cer unui copil să se atingă într-un fel și să se masturbeze, asta este o chestie care ar trebui incriminată și, după părerea mea, foarte grav.
acest dosar a ieșit la suprafață pentru că a existat acțiune de șantaj din partea lui. Dar este foarte important să pedepsim orice adult care accesează un copil și îi cere să facă chestii de natură sexuală. Atenție la cine sunt aceste persoane, pentru că nu le cunoașteți din viața reală. Ele au poze de copii, dar nu sunt copii. Au fost situații în care fetițele au ajuns să facă tentative de suicid, că nu erau lăsate de părinți să continue conversația sau să se întâlnească cu aceste personaje întâlnite pe net, care sunt foarte periculoase. Știu că este greu pentru voi, în condițiile în care sunteți într-o eră digitală, să faceți cum făceam noi pe vremuri, dar încercați să fiți siguri că cunoașteți persoana cu care conversați din viața reală. Doamne, dacă n-ați cunoscut-o așa, în viața reală, vă rog să nu vă duceți la o întâlnire cu persoane de pe internet. Vă rog să nu vă duceți la întâlniri cu persoanele de pe internet. Dacă vreți să faceți neapărat asta, însoțiți-vă cu un părinte, însoțiți-vă de alți copii. Spuneți cuiva că ați făcut lucrul acesta, spuneți cu cine vreți să vă întâlniți. Este foarte periculos să vă întâlniți cu persoane cunoscute pe internet. Mă gândeam acum, raportat la acel proiect legislativ care încă este în Parlament, cu privire la infracțiunile la viața sexuală, și mă refer la victimele minore, poate cineva ne aude, se uită la noi vreun parlamentar, proiectul un deputat, are un senator. Și, și, acest conținut, și acest conținut incriminat. Asta voiam sigur să atrag atenția. Și ce am observat eu pe forma care a trecut de Comisia Juridică a Camerei Deputaților, deja Camera Decizională, este că se scoate agravanta pentru violul și agresiunea sexuală săvârșită asupra minorilor între 16 și 18 ani, ceea ce după părerea mea este greșit, pentru că totuși este vorba despre un viol sau o agresiune sexuală săvârșită asupra unui copil, da? Da. Chiar dacă are peste 16 ani, practic se ajunge ca situația copilului între 16 și 18 ani să fie similară sub aspectul, e adevărat, pedepsei stabilite de lege cu cea a majorului, a victimei majore, ceea ce nu este în regulă. Una este să incriminezi, sigur, și este foarte bine că se întâmplă așa, violul asupra minorului sub 16 ani, dar este normal să rămână agravantă în ce privește violul asupra copilului între 16 și 18 este ani. Îngrozitor. Sigur, sunt chestii tehnice ce spunem noi aici, dar poate cineva ne aude, având în vedere că urmează un vot final, practic, asupra acestui proiect de lege. Și să nu scoate acest aliniat. Chiar avem o scrisoare aici și după aceea vreau să vorbesc și de o altă propunere legislativă, mă rog, care a trecut cu privire la consimțământul acela de 16 care vizează vârsta de 16 ani. Iată ce spune cineva. Victima, o minoră de 12 ani, inculpatului a făcut poze nud pe care le păstra în telefon și apoi erau folosite de către făptuitor în șantajarea minorei și determinarea acesteia de a întreține relații sexuale pentru a evita denigrarea ei în fața cunoscuților. Ce spuneam, deci, sunt atât de frecvente aceste lucruri, sunt foarte frecvente, de aceea, înainte să știu ce o să-mi spuneți dumneavoastră, am spus despre lucrul acesta. Nu trimiteți copii nuduri nicăieri, nu vă filmați în direct, când sunteți în conversație cu cineva, nu trimiteți înregistrări cu voi în care sunteți în situații intime, nu trimiteți fotografii din momentul în care faceți baie sau înregistrări când faceți baie. Cei care vă iubesc cu adevărat nu au nevoie de aceste lucruri, au nevoie de voi, de relația cu voi, de interacțiunea cu voi, da? Chiar dacă sunt copii, atenție, chiar dacă sunt copii, chiar dacă sunt colegi, chiar dacă sunt prieteni de aceeași vârstă. Nu știu exact, mai avem până la publicitate, dar iarăși avem un mesaj de la cineva. O să intrăm, ca să avem timp să vorbim, doamna judecător, o să luăm o scurtă pauză de publicitate și după aceea vom da citire unor mesaje de la telespectatori. Revenim imediat, dragi telespectatori. Am revenit, dragi telespectatori, alături de mine în continuare este doamna judecător Corina Voicu. Discutăm despre abuzul sexual asupra minorilor. M-am tot ținut în timpul emisiei să vă întreb, doamna judecător, în ce constă, cum se audiază un minor în fața dumneavoastră atunci când vorbim de dosar penal? Ideal ar fi ca în fața judecătorului să nu se mai procedeze la audierea minorilor. Desigur, dacă audierea copilului s-a făcut profesionist la urmărire penală, se pregătesc tot mai mulți procurori și polițiști pentru a face o audiere
după un protocol NISH care scoate cât mai multe detalii de la copil prin activarea memoriei episodice în camere prietenoase, unde nu stau toate persoanele acelea pe care le știm că le presupune practic procesul judiciar, stau după un geam unidirecțional, da? Da. Avocații, eu știu, Psihologul, dacă asistă și inculpatul, inclusiv inculpatul, stau dincolo de geamul unidirecțional, iar în camera aceea de audiere prietenoasă stau în principiu doar procurorul și copilul și în mod excepțional dacă copilul este foarte mic sau eu știu, este foarte temător, da, și are nevoie să știe că este părintele lui de suport sau persoana de suport acolo, stă și acea persoană în acea cameră în spatele copilului, în așa fel încât să, copilul să nu citească evident reacțiile non-verbale. Dar psihologul poate să participe, un psiholog poate sigur că să participe, da, este chiar obligatorie acum participarea psihologului la audierea victimelor sub 14 ani, conform unei modificări de anul acesta a codului de procedură penală. Și textul exista, dar în modalitatea în care putea participa psihologul și rămâne în continuare posibilă pentru minorul mai mare. Ce trebuie să știe inclusiv copiii și victimele infracțiunilor grave în general este că pot fi însoțite de o persoană de încredere, inclusiv de către, eu știu, un profesor, să zicem, un educator, o bunică, o prietenă de familie. În principiu, persoana către care copilul a ales să dezvăluie pentru prima dată, pentru că aceea este persoana de încredere și care probabil a și sesizat organele judiciare, pentru că iată, copilul se află deja în cursul unui tip de proces. Felul în care se interacționează copiii este un mod foarte prietenos și vă spun, am văzut multe audieri făcute după acest protocol. Copilul nu se simte deloc traumatizat, deși este vorba despre o evocare, o retrăire implicită a ceea ce s-a întâmplat, dar în felul în care se derulează acest dialog, în care practic copilul este sursa informațiilor și este doar încurajat din când în când să continue. Desigur, protocolul este foarte riguros, felul în care se intervine, încurajările sunt și ele foarte bine precizate în conținutul acestui protocol, dar felul în care se derulează declarația este neinvazivă pentru copil și copilul chiar pleacă, dacă vreți, împrietenit cu procurorul. Am înțeles. Avem un telefon și după aceea aș dori să vorbim și cu privire la această propunere, cum vi se pare creșterea vârstei pentru consimțământul sexual la 16 ani. Iarăși sper să ne ajungă timpul să discutăm și mai avem și câteva scrisori. Haideți să vedem cine ne-a sunat. Alo? Alo? Bună ziua! Bună ziua! Ce problemă aveți? De unde ne sunați? Sandra mă numesc, din Timișoara vă spun. Bună ziua! Bună ziua! Mulțumesc că abordați acest subiect. Suntem foarte mulți oameni revoltați în această situație. De exemplu, fetele din clasa nepoatei mele consideră că profesorul lor de sport le face avansuri. Ele se simt intimidate și blocate efectiv pentru că omul creează așa un mediu nepotrivit prin gesturi, deplasate, atingeri, mângâieri și vă dați seama că fetele nu știu cum să se poarte, cum să reacționeze și nu se simt deloc confortabil și le e jenă să-i spună profesorului că se simt agresate pe gesturile lui. Și asistă neputincioase la un abuz într-un raport de putere inegal, că e profesorul și ele sunt elevele. Da. Ce se poate face în acest caz? Că nu există decât cuvântul fetelor împotriva cuvântului profesorului. Da. Și câte cazuri nu ar mai fi? Ce spuneți, doamnă judecător? Evident că trebuie sesizat, chiar dacă acești copii au impresia că ei nu au probe. Nu este treaba copiilor să facă probe. Ei trebuie doar să aducă la cunoștință că li se întâmplă ceva în neregulă și să aducă la cunoștința organelor judiciare. Faptul că inspectoratul va face o anchetă este o altă poveste, însă trebuie să ajungă la cunoștința organelor judiciare care au metodele lor și este important să nu devoalăm în sine tipurile de măsuri pe care le pot lua organele judiciare în așa fel încât să dovedească
în sine existența comportamentului respectiv din partea profesorului, însă este important să ajungă la conștiința organelor judiciare. Ce vreau să le spun copiilor care sunt abuzați sexual și care se simt neputincioși, cred că nu vor putea dovedi, că nu vor fi crezuți și așa mai departe, în măsura în care pot să păstreze hăinuțele pe care, eu știu, se află urme ale secrețiilor inculpatului, agresorului. Da. Să le ascundă undeva prin dulăpior, chiar dacă asta înseamnă, sau prin, eu știu, pe undeva, chiar dacă asta înseamnă să le ascundă luni de zile, ani de zile, până când se decid să vorbească despre lucrul acesta, pentru că aceste probe pot fi conservate și ani de zile. Da, deci da. ADN-ul din sperma agresorului se conservă ani, zeci de ani de zile pe haine, pe suprafețe, pe, și așa mai departe, desigur, pe suprafețe pe care nu le speli, da, pe haine, da, pe da, care da, nu le sigur. Speli. De aceea, dacă pot să-l păstreze o pereche de chiloței, bluza cu care a fost îmbrăcat atunci când s-a întâmplat abuzul sexual și așa mai departe, desigur, fără să aducă la cunoștința agresorului, pentru da, a nu fi distruse da. Probele. Însă, mai avem, să noteze undeva datele, dacă se poate, oriunde, că țin un jurnal, jurnalele copiilor sunt foarte importante, să-și noteze, da, dacă sunt la țară și nu știu, da, unde, să noteze, nu știu, pe un perete ascuns, undeva într-un pod, datele, sau să spună cuiva, sau să lege de un anume eveniment care a avut loc în sat, în așa fel încât să poată să relateze, pentru că peste ani, deși pare că e o chestie șocantă și o să o ții minte și n-ai cum să uiți, ba da, se uită aceste acte. Vreau să-i mulțumesc doamnei Sanda că ne-a sunat. Este clar că trebuie să anunțați la școală, da? Să anunțați dirigintele la sau directorul spune și după aceea la poliție. La poliție spune direct, eu mai întâi, mai întâi înainte de școală, da, pentru că se pot declanșa o serie de cercetări. Omul poate să se comporte în continuare așa cum face de obicei și atunci lucrurile acestea pot fi probate foarte bine dacă este supravegheat. Vă mulțumim că a sunat doamna Sanda, da, și trebuie supravegheați copiii în mod evident și raportate, da, cazurile respective. Mulțumim. Vă mulțumim. Doamna judecător, mai avem foarte puțin, extrem de puțin, se termină emisiunea, 3 minute, deci trebuie să încercăm să atingem câteva. Ziceam să vorbim puțin despre acest consimțământ la 16 ani. Cum puteți analiza aici? Este... Și la 16 ani un copil este un copil. Asta m-am gândit și da, eu. Da, un copil este normal să... Și asta spun și convențiile privind drepturile copilului, da, și convenția la Lanzarote, care se ocupă de abuzul sexual, da, asupra copiilor. Deci un copil la 16 ani, un copil adolescent, un copil chiar preadolescent, are dreptul să se cunoască, are dreptul să investigheze abilitățile lui sexuale, dacă vreți, capacitatea lui de a se duce. De ce să nu spunem lucrurilor pe nume? Da. Este posibil ca el, nu știu, să se îmbrace într-un anume fel, să se poarte într-un anume fel. Este dreptul lui, face parte din procesul lui de cunoaștere și de dezvoltare normală. Exact. Exact. Adultul este obligat să se abțină de la a atinge copilul, da, de la abuza copilul. Iată ce ne zice tot așa o doamnă, ne spune că e mătușa unei fetițe, victima unui viol, iar inculpatul este o rudă de 45 de ani, deja probabil s-a trecut la faza aceasta, a fost și condamnat doar la 5 ani de închisoare și nemulțumirea doamnei este, deci dosarul este finalizat, doar 5 ani, că s-a... Deci a plecat inițial cu infracțiunea de viol și s-a schimbat încadrarea juridică în act sexual cu un minor. Și în toată motivarea, bineînțeles că a fost invocat consimțământul fetiței de 13 ani. De ce se practică asta, doamna judecător, totuși în instanțele din România? Îmi pare și rău că se întâmplă așa. Da. Este foarte important că intervine acest proiect de lege, da, care mută, dacă vreți, în locul în care trebuie să se afle abuzul sexual asupra copiilor. N-are cum să-și dea actul sexual cu un minor înseamnă acord din partea copilului. Cum n-ai să-și dea acord copilul la un copil la de 13 ani? Mai ales când se află într-o relație afectivă cu persoana, exact, respectivă și se află în acea duplicitate, nu înțelege, da? Îl și iubește, n-ar vrea, da, să fie
pedepsit, da. Pe de altă parte este abuzat. Trebuie să încheiem, că se termină emisiunea. CEDO a întors foarte multe decizii, tocmai din acest motiv al invocării acestui consimțământ. Doamna judecător, data viitoare să vorbim despre registrul agresorilor. N-am apucat astăzi pentru că am primit multe întrebări și aici. Vă mulțumesc mult că ați venit și ați vorbit astăzi într-o temă nu prea ușoară, să putea să spun eu. Mulțumesc. Vă mulțumesc mult de tot. Sper să ne întâlnim pe o temă viitoare. Sigur. În aceeași zonă. Cu siguranță vom continua această analiză. Dragii mei, aceasta a fost tema emisiunii pentru astăzi. În concluzie, copiii rămân victimele inocente ale abuzatorilor sexuali. Mii de minori sunt abuzați în fiecare an. Mulți înainte să împlinească 10 ani și numai 10% dintre agresori sunt prinși și pedepsiți. Soluțiile sunt în mâinile părinților, aș putea să spun în primul rând. Vă rog, vă rugăm să nu vă lăsați copiii nesupravegheați, inclusiv pe internet. Atât pentru astăzi, sunt Mihaela Olaru, ne revedem aici în emisiunea juridică Oamenii și Legea în fiecare săptămână, de luni până vineri, de la ora 13 și în reluare de la ora 6 dimineața, da? Să aveți o zi frumoasă, la revedere! Vă mulțumesc, doamne!